Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina! Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru semnele de aer, mai ales geme în balanță vărsător. Dar înainte de a face acest lucru, aș dori să vă prezint noul set achiziționat de carduri, numite Frunzele de Ceai. Este un set foarte frumos ilustrat, arată astfel cardurile și voi extrage câte 3 carduri pentru fiecare zodie de aer. Să vedem ce prezic acestea în ceea ce privește relația dumneavoastră cu persoana dragă și nu numai. Deci în aceste carduri avem previziuni și în ceea ce privește domeniul financiar și în ceea ce privește relațiile dumneavoastră cu prietenii, cu familia. Deci haideți să vedem ce mesaje avem de la acestea pentru semnele de aer. Câte 3 carduri pentru fiecare. Și haideți să vedem și ce mesaj are persoana dragă pentru dumneavoastră. Tot câte 3 mesaje, vedem pe scurt ce ar dori aceasta să vă transmită. 3 mesaje pentru zodia Gemeni de la persoana dragă, 3 mesaje pentru zodia Balanță și 3 mesaje pentru zodia Vărsător. Și la final vom extrage și un bilețel din bilețelele iubirii, să vedem ce sfaturi avem de la acestea pentru relația dumneavoastră cu persoana dragă. Începem cu nativii din zodia Gemeni. Dacă te-aș ruga să rămâi, ai pleca? Deci persoana dragă nu știe dacă o doriți, dacă doriți să aveți o relație cu aceasta. Poate că au fost niște neînțelegeri, acum să te separați și nu știe dacă doriți să vă împăcați cu dânsa. Iată, îmi doresc să te întorci la mine, exact ce spuneam. Ce este atât de special la el, ea? Da, probabil că această persoană dragă v-a greșit cu ceva în trecut, a sabotat relația și ați ales pe altcineva, dar și-ar dori să, după cum vă spunea și dânsa, să vă întoarceți la dânsa. Să vedem frunzele de ceai ce vă transmit. Wow, monedele, ia să vedem, banii vor veni către dumneavoastră. Perfect, deci iată, cel puțin din punct de vedere financiar aveți foarte mult succes. Bărbatul mai în vârstă. Se pare că aveți de-a face cu o persoană mai în vârstă, poate persoana dragă e mai în vârstă decât dumneavoastră. Dacă nu vă sfătuiți cu o rudă mai în vârstă, doriți să luați o decizie corectă în ceea ce privește anumite, poate în ceea ce privește o problemă din viața dumneavoastră, poate chiar relația, în ceea ce privește relația cu persoana dragă sau poate doriți un sfat din punct de vedere financiar. Cert este că vă veți consulta cu o persoană mai în vârstă din preajma dumneavoastră. Și iată, se pare că vă faceți un pic griji pentru ceea ce nu mai aveți. Poate chiar vă faceți griji pentru faptul că sunteți separat de această persoană și cereți sfatul unei persoane mai în vârstă pentru a depăși această problemă. Se pare că din punct de vedere sentimental sunteți într-un moment de cumpănă, dar pe care îl veți depăși cu răbdare. Însă, din punct de vedere financiar, stați foarte, foarte bine. Dacă nu, în acest moment, în curând, veți avea foarte mari câștiguri. Haideți să vedem la nativii din zodia Balanță ce mesaj avem la persoana dragă. A sosit momentul să spun adevărul. Iată, poate s-a hotărât să-și deschidă inima în fața dumneavoastră. Totul s-a terminat între noi. Mi-am dorit foarte mult să mă iubești, dar trebuie să accept că este imposibil. Da, se pare că au fost niște neînțelegeri între noastră și această persoană dragă, niște obstacole peste care nu ați reușit să treceți și
Și-ar dori o discuție deschisă pe această temă cu dumneavoastră, persoana dragă, pentru că din punctul de vedere al acestei persoane, această relație nu mai poate continua și din anumite motive, această persoană se pare că ia decizia să vă despărțiți. Haideți să vedem ce vă transmit frunzele de ceai. Deci avem porcul, aveți mare atenție la lăcomie. Fie această persoană dragă a fost un pic lacomă, poate chiar a dorit să profite de dumneavoastră, fie dumneavoastră trebuie să aveți grijă, să nu deveniți prea lacomi. Ia să vedem următorul mesaj. Acul și ața. Iată, deci o dorință de la dumneavoastră foarte sinceră va deveni realitate. Deci nu trebuie să vă faceți griji, se pare că veți trece cu bine peste această situație neplăcută și peste aceste neînțelegeri cu persoana dragă, pentru că o dorință de a noastră în curând va deveni realitate. Și al treilea mesaj, găleata. Trebuie să ieșiți dintr-o anumită situație, se pare. Poate chiar din această relație trebuie să ieșiți, pentru că se pare că cineva mai bun este pentru dumneavoastră și în curând va intra în viața dumneavoastră, dar trebuie să lăsați în urmă ceea ce nu vă mai oferă satisfacție și nu vă împlinește din punct de vedere afectiv. Și haideți să vedem și un mesaj de la bilețelele iubirii pentru dragii mei nativi din Zodia Balanță. Când ne opunem schimbării, ne opunem cursului natural al vieții. Aveți încredere în divinitate. Iată. Deci aveți încredere că totul se va rezolva cu bine, că aveți protecție divină. Lăsați totul în seama divinității pentru că la momentul potrivit se pare că dorințele dumneavoastră vor deveni realitate, după cum spunea și acest card. Și trecem mai departe la nativii din Zodia Vărsător. Nu sunt pregătit pentru a avea o relație cu tine. Tu și cu mine împotriva tuturor. Sunt anumite obstacole în calea fericirii alături de această persoană, dar aceasta este dispusă să lupte pentru a depăși orice obstacol. Ești o persoană bună la suflet. Vă apreciază foarte mult și și-ar dori în cazul în care sunteți separați să vă împăcați și să fiți dispuși să depășiți orice obstacol pentru a reuși totuși să aveți o relație împreună, pentru că se pare că momentan ori această persoană se află într-o căsnicie cu altcineva, ori are pe altcineva, momentan nu este pregătită pentru a avea o relație cu noastră, dar dacă dumneavoastră sunteți hotărâți și vă doriți această persoană, este dispusă să lupte pentru a fi cu dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă transmit frunzele de ceai. Diamond, wow, ce frumos, diamantul. Veți primi sau veți oferi un dar foarte prețios. Iată, poate această persoană vă oferă un inel de logodnă cu un diamant. Cutia. Oh, nu pot să cred, deci veți primi un cadou, deci cu siguranță dumneavoastră veți primi un cadou. Se pare că nu dumneavoastră îl veți face, ci dumneavoastră îl veți primi acest cadou. Două carduri care subliniază același lucru. Pâine. O perioadă de prosperitate și abundență. Deci iată, nu trebuie să vă faceți griji. Veți primi niște cadouri foarte frumoase, se pare că din punct de vedere sentimental veți fi foarte fericiți și în același timp o perioadă de prosperitate și abundență se apropie și în curând veți fi mulțumiți și din punct de vedere financiar, dar și sentimental, se pare. Poate chiar prin alianță cu această persoană veți deveni mai împliniți din toate punctele de vedere. Haideți să vedem un mesaj de la bilețelele iubirii pentru nativii din Zodia Vărsător. Timpul rezolvă orice problemă. Vă străduiți prea mult. Luați-o pas cu pas și nu vă grăbiți. Iată. Stați liniștiți pentru că orice problemă are o rezolvare. Așa că nu trebuie să vă faceți griji.
Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept cu mult drag pe viitor, vă doresc o zi minunată în continuare și la revedere!